Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, etalare pentru lună plină. Da, știu, e lună plină, aș fi vrut să fac de aseară, dar sunt un picuț cam răcituță și o să vedeți că și vocea mea este modificată. În fine, aveți de ales, evident, între numărul 1, 2 și 3, vă puneți pauză și vă alegeți. Au venit niște mesaje, am lăsat și niște semne, sper să nu le zăpăcesc. Pentru anumite seturi de cărți. O să vedeți. Ok. Hai să vorbim despre cei care ați ales numărul 1. În timp ce am amestecat, în mod special, ce aici, așa. Am vrut să se arate 2 de bâte. 2 de bâte. Trebuie să alegeți, în general. La luna plină și la luna nouă cam alegem. Încheiem un ciclu lunar și manifestăm altul. Începe liberările acelea puternice la lună plină. Probabil că trebuie să vă eliberați de ceva care vă ține pe loc. Ca să vă puteți pregăti pentru luna nouă, asta sau care va veni, eu știu, următoarea, la un moment dat, o lună nouă care vă va permite expansiunea. Poate că aveți de... Ah, interesant. Posibil că aveți de ales între o persoană care este în zona voastră și o persoană care este online, peste zări, mări și țări. Posibil și asta. Dar trebuie să... Vai, ce-mi place Uliu. E Uliu ăsta? Se vultur. Trebuie să vă detașați un pic în această alegere, să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă. Sunteți înconjurați de stele și de lumină divină, să știți, chiar dacă vă e greu, aveți parte de niște binecuvântări speciale. Da, de niște binecuvântări speciale. La capătul setului de cărți, interesant ce apare, apare puterea. Sunteți puternici, nu uitați că vă transformați tot timpul. Transformarea aceasta, dragii mei, eu v-am spus de nu știu câte ori și continui să vă cicălesc. Transformarea nu ține de o perioadă. Transformarea se întâmplă tot timpul. A, dacă este cu voia noastră, prin lucrare personală, este și mai și mai frumoasă. Transformare, toți avem parte de transformare. Ideea este să o facem conștient și în acord cu sinele nostru superior, cu misiunea noastră, cu calitățile și defectele care trebuie să le mai lucrăm. Ideea este că sunteți puternici. Casa 8-a a Scorpionului și apare și Luna. Interesant. Și în spate sunt niște conflicte. Legate de ce? Legate de abundența voastră, legate de aprecierea voastră ca și persoane speciale sau, dacă nu e vorba de aprecierea voastră de ceilalți, e vorba de aprecierea voastră de către voi înșivă și să știți în cine să investiți. În oameni care văd ceea ce sunteți, care văd potențialul vostru și care sunt în stare să se lupte și să investească alături de voi. Ce mai văd? Sunt și niște frici. Din cauza că cineva eventual nu acționează. Și cu cât nu acționează, știți cum e? Pasiv, 7 de monede și 5 de bâte agresiv. Știți în general cam care sunt zodiile care sunt pasiv-agresive, da? Aveți în preajmă pe cineva care este pasiv-agresiv. Nu face nimic, că e teamă și cu cât nu face nimic, cu atât mai rău se enervează și pe el, pe ea, și pe voi, și pe toată lumea. Interesante mesaje. Ce vrea să se mai arate? 4 de spade. Iar o atitudine pasivă care devine toxică, pentru că se creează, da, e defensiv, da, 7 de bâte, se creează o toxicitate, dă impresia, cineva dă impresia că face jocuri mentale, poate că într-un fel face jocuri, dar poate că mai degrabă are conflicte mentale și este defensiv, defensivă,
Iar pasiv, cum am zis, la patru de spade și totul devine toxic pentru că nu acționează corect. Puteți să fiți chiar voi în anumite situații, în relații cu cineva sau să fie alt personaj în viața voastră care acționează așa. Hai să vedem luna plină. Facem 3 cu 3 cu 3, da? Ia uite, 4 de spade. Contemplați, gândiți, poate că unii sunteți bolnăviori, interesant cum vine mesajul, că și eu sunt un pic răcituță. Dar, nu e de vorba de bolnăviori, e vorba că e un personaj care simte legătura spirituală pe care o aveți. Ar vrea să vină cavalerul de cupe, să fie romantic, probabil că ar fi vrut să vină de, da, ar fi vrut să vină de Valentines, și n-a fost să fie, pentru că nu și-a făcut strategia, nu s-a gândit cu bine ce ar putea să spună, cum ar putea să rezolve o situație între voi. Da, poate vine de dragobete, că tot începe luna cadourilor și a iubirilor. Pentru mine 15 februarie, 15 martie, luna iubirii. Hai să vedem, 3-3, așa împăratul, 9 de cupe, uf, regele de băte. 2 de monede în prezent, judecata. Asta e, 2 de monede, 2 de bâte. Judecați, alegeți, faceți-vă planurile corect. Pentru că aveți de ales între două, senzația că sunt două persoane. 5 de monede, regina de cupe și luna. Interesant. Luna și puterea. Da. La capătul setului de cărți aveți, scuzați-mă, asul de monede. Oh, asul de bute. Pardon, de ce mi-a fi zis asul de monede? Nu, e 8 de monede. Asul de bute și asul de spade. Probabil că cineva se gândește să vă facă și un cadou, asul de monede. Dar ideea este că dacă ați experimentat o perioadă cu probleme, asta poate să însemne foarte mult, eremitul. De însingurare, de răceală, de poate chiar probleme de sănătate, poate tăcerea dintre voi și o anumită persoană sau anumite persoane, toate acestea s-au întâmplat ca să învățați să vă temperați și să vă echilibrați. Pentru că noi nu trebuie să ne găsim echilibru în prezența cuiva, ci în noi, eventual într-o relație armonioasă cu divinitatea. Așadar, la capătul setului de cărți, nu vedeți? Nu vedeți că cineva are la locul de muncă posibil multă pasiune pentru voi. Cineva care a tăcut, a încercat să se tempereze, a încercat să se edibe. Ia uite așa a făcut. Sunt două persoane, am senzația că sunt două persoane. Poate că într-un fel sau altul nu a acționat la fel și totuși sunt niște diferențe în acțiunile lor sau mai bine zis motivațiile lor. Dar două persoane. Una vrea să vorbească după o perioadă de tăcere în care a încercat să se vindece, să se elibereze, să se tempereze, deși a simțit multă fericire față de voi. Ia uite, diavolul și soarele, asta înseamnă că s-a simțit intoxicat din punct de vedere emoțional, poate chiar și sexual, super atras. Cealaltă persoană, posibil să fie o a doua persoană, că am văzut totuși doi, se vede că sunt două figuri masculine în mod special, și iar apare 2 de monede în prezent. Și am văzut și 2 de bute la început. Posibil cealaltă persoană la locul de muncă să vă fi întâlnit și să simtă multă pasiune. Lucrurile acestea nu le vedeți sau le intuiți unii dintre voi. Posibil să le intuiți, să le simțiți. Dacă aveți, în mod special, că văd că iar apare luna. Dacă aveți o lună puternică, asta înseamnă intuiție, acel ceva. Deci, lună plină, februarie. Da, e un trecut aici. Împăratul și regele de bâte. Pe de o parte, ar putea să fie o singură persoană, să zicem, în cazul în care în trecut a fost o figură masculină. Cu multe responsabilități, posibil căsătorit sau, dacă nu căsătorit, să fie totuși împăratul o figură importantă la locul de muncă sau prin familia din care se trage acest personaj, să fie obișnuit cu un anume fel de abordare.
a lucrurilor, adică abordarea să fie conformă stilului lor. Cu alte cuvinte, o persoană cam încăpățânată. Dacă e una și aceeași persoană, acest personaj simte multe emoții față de voi, a simțit și în continuare simte, dar posibil să aibă și tendința să mai bea. Și dacă bea, e nasol. E nasol, că asta e. Li se tulbură capacitatea interesantă de judecată și de exprimare a emoțiilor. Dar ideea este că acest personaj vă vede ca pe o regină de cupe. Vă vede ca... Chiar dacă nu sunteți regine, poate sunteți bărbați, da? Acest personaj, dacă e o femeie în control, nu zi muzei că bea. Simte multe emoții în preajma voastră și gândește că v-ați potrivi. Zic așa în cazul în care este o femeie, dar văd energie masculină, da? În mod special, doamnele sunt majoritatea, sau mai bine zis, abonatele sunt majoritatea feminină, așadar, în trecut, acest bărbat sau acești bărbați, amândoi, au simțit și pasiune și emoții față de voi. Însă, interesant ce simt. Și amândoi speră la voi, da? Chiar dacă e undeva în zona trecutului, în continuare se manifestă această speranță și în prezent, pentru că văd că există o judecată. Acum evident că judecata este și a voastră. Voi trebuie, cum am zis mai devreme, aveți doi de monede, doi de bâte. Trebuie să și alegeți între două personaje, două situații. Poate trebuie să alegeți între o situație de acasă, pentru că împăratul ține de o structură, ca și marele preot, da? De o structură socială, profesională, politică, religioasă, nu, acele marele preot, tradițională, da? Și o chestiune care ține de pasiune, de creativitate. Asta în cazul în care nu sunt două personaje, da? Dar ca să distingeți totuși. În cazul în care sunt două personaje, le-am zis, unul este tradițional, posibil căsătorit sau cu un job important sau cu un fel de a fi foarte tradițional, celălalt este foarte creativ. N-aș spune musa epatant, dar e entuziast. Este entuziast. Amândoi se gândesc la voi, amândoi speră și poate interesant. De ce nu? Why not? Posibil că amândoi să aibă așa această tendință de a mai bea sau cu energia pe care o aveți voi, amândoi să aibă o tendință de a fi egoiști. Dar ideea este că această tendință rămâne undeva în trecut pentru că în prezent voi judecați. Da? Sunteți aici preîmpărătese. Preîmpărătesele în general sunt necăsătorite. Adică, bărbat, femeie, ce-o fi, în prezent sunteți independenți. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Ceva care vă echilibrează. Vedeți? Sunt două monede. Din două oportunități sau posibilități sau eu știu ce or fi șanse ele. Interesant. 9 și cu 1, 10. Și apare undeva, haideți să vedeți ce am văzut, 10. Da, 10 de bute. Undeva într-un viitor. Mai învălui de mister. Posibilitatea să vă, n-aș spune cuplați, să deveniți parteneri cu unul din cei doi. Ideea este că trebuie să judecați corect, foarte corect, foarte corect. Ce este foarte interesant? Împăratul are sub el doi de monede și arată în viitor un 5 de monede. Posibil undeva, ca și poveste în trecut, acest personaj, din cauza că este foarte, foarte puternic și obișnuit să facă ce vrea, când vrea și cum vrea, posibil a ales pe altcineva, acest împărat. Acum, dacă acest împărat a ales pe altcineva, acum se gândește să se împace cu voi. Pentru că judecă, undeva la băutură probabil primește inspirație,
Și uite că într-un anume fel, sau mai bine zis, începe să simtă, nu doar să judece, să simtă că totuși în preajma voastră ar putea să găsească fericirea, nu? Și cu unul 10 de cupe. Posibil să vină, să încerce să vă cucerească, dar ideea este că dacă vine și încearcă să vă cucerească, voi mai aveți o opțiune, cum am spus mai devreme. Aceasta a doua opțiune este chiar, este chiar regele de vute. Adică, o persoană cu la fel de multă pasiune, amândoi au multă pasiune, amândoi reprezintă într-o formă sau alta energie de foc, da? Asul de vute, atracția fizică, dar și dorința de control, dar și dorința de a domina, pentru că asta sunteți, doamnelor, sunteți unele dintre voi regine de cupe, sunteți unele dintre voi preîmpărătese, da? Aveți puterea să alinați, aveți puterea să simțiți suferința oamenilor și atunci atrageți, fără să vreți, e o chestiune de subconștient, de energie lunară, maternă, emoțională, atrageți asemenea tipuri de oameni. Ideea este că totuși, cu un personaj, dacă alegeți corect în această perioadă, puteți în timp să creați un cuplu perfect. Perfect. Nu zic că cu celălalt ar fi perfect, dar știți cum e? Mai perfect decât celălalt perfect. Știu că nu există grad de comparație, dar m-am jucat un pic și eu. Deci în prezent aveți de judecat. De judecat. În primul rând, să vă gândiți la independența voastră, doamnelor, domnilor, orice ați fi. Repet, că această energie masculină este o femeie, da? Să zic, variază. Dar în trecut avem două energii masculine, în prezent este o energie, să zic, neutră, în care voi trebuie să vă gândiți la independența voastră și dacă sunteți independente și începe să manifestați abundența respectivă despre care am vorbit la împărăteasă, vă gândiți că aveți nevoie și de colaborări, colaboratori, aveți nevoie și de parteneriate care să vă susțină și să vă ducă către succes financiar, eventual familie, da? Și atunci trebuie să alegeți. 9 și cu încă unul de aici, 10. Dar ca să alegeți, iar trebuie să fiți în echilibru. Trebuie să fiți în echilibru. Și asta înseamnă că în viitor, pe cineva, te apare 5 de monede, pe cineva veți părăsi. Sau o atitudine, o gândire tradițională, o veți lăsa ca să vă concentrați pe dragoste, pe vindecare, pe puterea voastră emoțională, feminină. Aș vrea să-mi clarifici 5 de monede. Ah. Exact ce am văzut mai devreme. Veți părăsi pe cei care au fost impulsivi și care nu au vorbit fără să gândească și nu au acționat constant. Da, există cineva. Iau, împăratul și împărăteasă, interesant, unul sub celălalt, da? Probabil flacăra voastră geamănă, dar vă zic că flacăra geamănă nu trebuie să fie, adică dacă nu este evoluată, dacă nu este spre binele vostru, nu este obligatoriu să fie cu voi. Se întâmplă întâlnirea, se va transforma la un moment dat, da. Flacăra voastră geamănă are tendința să fie impulsiv. Poate că în viitor va veni într-un mod impulsiv să vă confirme că într-adevăr simte o legătură profundă între voi, simte că sunteți perechea lor divină într-o formă sau alta, că simte că sunteți, vai, tot ce și-au dorit, că împăratul, împărăteasa ar trebui să fie împreună, dar atât timp cât nu muncesc concret,
Mă cam îndoiesc că îi veți alege. Și sfatul este să nu vă fixați. Interesant că apare iar, dar a fost tăcere. V-a părăsit, s-a reținut, chiar dacă e o energie, vedeți? E și fericire, dar este și energie, este și multă karmă. Este și o energie toxică, sunt și jocuri mentale sau conflicte în legătură cu această pasiune și atracție. Nu știe ce să facă, pentru că e obișnuit acest personaj să fie în... Exact, ca toată lumea să facă cum își doresc ei. Clarificăm luna. 10 de cupe, interesant. Măi, luna înseamnă secrete, un mister, da? N-are rost, pentru că este în zona viitorului. O să vedem și o să vedeți și voi când se va manifesta, într-un viitor. Se va manifesta fericirea. Veți fi fericite sau fericiți cu cealaltă persoană. Dar aveți de ales. Acum, repet, împăratul nu este obligatoriu să fie un bărbat super sau o femeie de asta, bossy, da? O șefă foarte autoritară. Nu e obligatoriu. Poate să țină, repet, de o familie. Iar împărăteasa să țină de o mamă. Însă, vedeți și voi cum se așează mesajele în viața voastră. Interesant că iar apare astfel de monede, de bâte. Și toți din monedele, ca și când, ceva se materializează. Probabil că se va materializa. Clarificăm și doi de doi de monede în prezent. În prezent. Doi de monede. Deci, în prezent aveți de ales, de judecat. Să vă ascultați intuiția. Cineva vrea să se împace eventual cu voi. Asta. Spânzurat. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, interesant. Adică, repet, dacă vai flacăra geam în persoană, împăratul, împărăteasa, persoana mea super tradițională, da? Încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că acest personaj pare că încă nu știe, nu s-a transformat, mai bine zis. Acest personaj încă nu s-a transformat, trebuie să vadă și el lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu doar a lor, nu doar egoistă, da? V-a ținut pe loc. Și asta, ia uitați, 10 de bâte. Poate că are acasă, poate că voi aveți acasă, poate ei au acasă multe responsabilități sau la locul de muncă vă urmărește, ok, și ce? Și ce? Și totuși, speră că ce? Că poate să vindece o rană făcută prin faptul că v-a respins. Și și-a respins, de fapt, sufletul și dragostea pe care o simte față de voi. Judecata. În prezent, aritic, în judecata, în prezent. Uf! Wow! Moartea? Turnul și regina de monede. Wow, regina de bâte e extraordinar. Eu cred că o să faceți parteneria, să zic. Regina de bâte, sunteți voi încă nemanifestați, să zic. Dar vă manifestați așa, vă veți manifesta așa în preajma regelui de bâte. Veți fi foarte creative, foarte atractive. Sau atractive, evident. Dar nu doar atât. Interesant, vedeți? În prezent aveți 9 de monede. Asta înseamnă că sunteți independenți. Probabil că și personajul acesta e independent. Dacă alegeți oameni care sunt independenți, repet, puteți să fiți împreună, regele și regina de bâte. Interesant, roata norocului se va schimba energia dintre voi, da? Puteți să fiți împreună. Și nu doar, din persoane independente, preîmpărăteasă, da? Puteți, într-un mod neașteptat, pentru că e turnul, evenimente neașteptate, trăsne, să deveniți, nu vreau să vă dau speranță, dar posibil, repet, să fiți, să vă căsătoriți cu acest personaj în timp. 10 de monede și regina de monede, posibil. Pentru foarte mulți.
Dacă alegeți să puneți capăt unei situații care hai să vedem ce ar putea să fie această moarte și renaștere. Judecați. Posibil de acest personaj pentru unii dintre voi v-ați separat. V-ați separat de acest personaj într-un mod neașteptat? Clarifică moartea. Ce ar trebui să pună scapăt? Eu zic că este o împăcare cu unul din cei doi. Mai ales, nu, cu unul din cei doi, cu regele de bâte. Cu persoana pasională, cu persoana independentă, ar putea să fie o împăcare. Cu celălalt care este într-o structură organizatorică, să zic, tradițională, căsătorie, job, educație rigidă, acest personaj v-a jonglat, v-a ținut pe loc, el trebuie să învețe să gândească altfel, dar și voi trebuie să gândiți altfel. Dacă ați avut impresia, poate să vă și căsătoriți cu ei. Variază. Dar dacă ați fost, vai, flacăra mea geamănă, dacă flacăra voastră geamănă încă nu poate să gândească altfel, cu alte cuvinte, încă nu s-a transformat, aveți alt personaj în suflet pereche care este mult mai dispus să... să se împace cu voi. Ia. După o perioadă, într-adevăr, de tăcere, de probleme, a ținut în continuare la voi. Ia clarificăm și turnul. Veți trăi și veți vedea. Clarificăm turnul. Nu știu cum se simte vocea mea, dar eu o aud modificată. Hai, nu vrea? Pentru că turnul este... Okay. Asul de spade, ce drăguț! Adică comunicare, va veni o comunicare bruscă, pentru că acest personaj ține foarte mult la voi. Ține foarte mult la voi și vrea să schimbe energia. Vrea să iasă din griji, s-a detașat interesant justiția, poate din niște chestiuni care țin de căsătorie, de contracte. Contracte pot să fie și la locul de muncă, da? Dar ce a înțeles în tăcere e că simte multă, multă pasiune față de voi. Da, interesant. Hai să vedem un sfat. Deci ceasul de spade. Va fi o comunicare bruscă. Prezentul ăsta știți cum e, variabil, nu înseamnă că o să fie în câteva zile. Ia uite, fii real, be real. Full moon in Aquarius. Este lună plină, da? Dar nu e învărsător. Dar e fain, totuși, cum se confirmă. Fiți autentici, fiți reali. Interesant. Probabil că cineva va prelua comanda, va acționa. Mai degrabă acționează regele de bâte decât împăratul. Pentru că împăratul e obișnuit să acționeze alții. Pentru el sau, nu zic muzei că e pasiv, Doamne ferește, nu. Sau acționează doar cum vrea, când vrea el. Mușchiului. Sau așa. Fac ce vrea mușchii mei. Asta e împăratul. Și dacă e flacără geamănă, asta e, să fie. Atât încât nu vrea să se transforme. Da. Eleganță și răbdare. Manifestați voi eleganță și răbdare. Natura nu se grăbește, deși totul este adus la... Totul se realizează. Interesant. Și hidden și secrets. Păi, și una și alta. Sunt lucruri. Interesant, sunt trei lucruri pe care nu le poți ține ascunse. Interesant ce zice. Soarele, luna și adevărul. Soarele, vezi aici, regele și regina de bâte, ați avut aici soarele, da? Luna, ați avut și luna.
Și adevărul, interesant, cred că ține de această alegere. Da, interesant, interesant. Haideți să vedem următoarea etalare. O să-mi pun setul de cărți deoparte. Interesante. Mi-a fost dor să fac etalări, dar, dragii mei, trebuie să mai și desenez. Și, cum vedeți, sunt un pic cam răcituță. Eu sper că v-ați găsit mesaje interesante și mie mi s-au părut interesante. Acum, voi știți ce este interesant pentru voi. Okidoki, cei care ați ales numărul 2, stai, să nu stric eu setul de cărți, că mi-am pus niște semne. Cei care ați ales setul de cărți, s-a oprit setul în două și asta înainte, imediat. Okidoki, deci... Ce a vrut să se arate? 4 de spade. Cineva suferă foarte mult în această perioadă. Are impresia că timpul este un inamic pentru el sau pentru ea. Dar trebuie să învețe să înțeleagă că timpul de fapt este aliatul nostru. Trebuie să se vindece de niște decepții provocate de el sau pe care alții le-au provocat. Iar variază. Interesant, da? Da. Interesant este că există o separare între voi și un personaj pe care ori îl iubiți foarte mult, îl o iubiți, ori ați simțit că vă iubește sau că vă oferă multe emoții, regele de cupe. E un personaj care are o dragoste puternică, profundă și totuși o separare între voi. Poate să fie separare între un semn de apă, semn de aer, dar nu neapărat semn, cineva cu marcaj puternic. Unul are tendința să fie foarte analitic, iar pasiv, celălalt este poate prea sentimental. Dar interesant ce-l văd eu. Acum îl văd pe regele de cupe cu o viziune foarte avangardistă. Și totuși, o separare s-a produs între voi. Din ce motive? Haideți să vă arăt. Interesant este cum apare... S-a împărțit setul de cărți la două cărți care reprezintă secrete. 7 de spade și Marea Preoteasă. Ambele. La fel, Marea Preoteasă ține de semn de apă, celălalt ține de semn de aer. Mai mult sau mai puțin. Semne. Adică Mercur și Luna. Mercur este cel care ține secrete într-un mod conștient. Luna, care știe, intuiește și știe că nu poate să spună tot. Din niște motive. Marea Preoteasă nu spune tot din niște motive, nu că ar fi mincinoasă, nu poți să acuzi Marea Preoteasă de minciuni, nu. Anumite lucruri se arată în timp și pentru cine merită. Ideea este că două personaje nu arată, nici unul, nici celălalt, nu arată faptul că sunt îndrăgostiți. Faptul că, wow, faptul că există atracție unul față de celălalt. Unul vrea să aibă control și eventual celălalt simte că vrea să aibă control. Ce mai este? Mai este faptul că unul dintre voi posibil să fie căsătorit, să fie o relație de triunghi amoros. Dar în acest triunghi amoros nu e obligatoriu să fie musai o altă persoană, poate să fie dorința de control, familia, jobul, în fine. Al treilea element să nu fie totuși a treia persoană, variază de la om la om. Însă, două persoane nu arată. Nu arată. Cât atracție este, cât este apreciat celălalt în sinea lui. Nu arată. Ah, interesant, wow. Interesant. Unul dintre voi, dintre cele două energii care nu arată, intuiește că are de-a face cu o flacără geamănă, eventual, simte că împăratul și împărăteasa au acest magnetism teribil între cei doi.
Și totuși nu arată. Nu arată pentru că poate mai e o altă căsătorie, mai sunt alte situații de rezolvat, poate e o energie toxică, niște adicții, niște tendințe toxice de a fugi de reciprocitate, de a fugi de implicare, de la egal la egal, de implicare corectă în relații. Și, repet, unul dintre voi știe care aceste tendințe toxice. Rămâne de văzut dacă le vindec, dacă le găsește soluții. Și celălalt, sau poate că amândoi simțiți, că aveți de-a face cu o flacără geamănă, însă nu-i suficient, nu e mare grozăvie să ai de-a face cu flacără geamănă, atât timp cât nu e evoluată. Atât timp cât nu e evoluată. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Interesant. Marea preoteasă și doi de cupe. Da, vă potriviți. Din punct de vedere, din multe puncte de vedere. Dar rămâne de văzut ce se va manifesta. Talare de asul de bâte, tot apare. Pasiune, atracție, interesant. Marea, nu e Marea Preoteasă, este Împărăteasa, femeia divină, cu alte cuvinte. Asul de bâte, atracție, magnetism, dorință. Poate să fie și un proiect. Variază de la om la om. Numărul 2. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Nouă de cupe. Cavalerul de cupe. Împăratul. Valetul de spade. 6 de bâte. Și 3 de monede. Lumea. Acum e de la fum. 10 de monede, interesant. Și cavalerul de monede. Da. Oh, ce frumos. Cineva vrea să muncească. La capătul setului de cărți, iar revine acest fugăcios, fugăcios. Un personaj care a fugit de reciprocitate. A fost foarte interesant că a existat comunicare la un moment dat între voi și o anumită persoană, posibil persoana aceasta să fie la distanță cu 8 de bute și lumea. Comunicarea asta v-a adus multă bucurie, dar și o tendință. Da, te îndrăgostiți și trei de spade. Da, v-a pus în situația să alegeți. Să ieșiți din contract de justiția, să vă schimbați destinul. Această dragoste vă provoacă să vă să vă schimbați destinul. Vă produce, vă atinge multe puncte slabe, multe răni nevindecate în sufletul vostru și din cauza asta se creează și multă toxicitate și multă adicție și dorința de a controla, de a fugi, de a nu oferi. În fine, știți voi, sunt o grămadă de chestiuni. Însă, e o chestiune, e o dragoste care provoacă. Provoacă. Acum, în trecut aveți 9 de cupe, cavalerul de cupe, împăratul. Că sunteți voi împărați, oameni în control, că aveți de-a face cu un împărat, adică un împărat înseamnă foarte multe, dar, în general, pentru mine un împărat e o persoană matură. Nu e obligatoriu să fie matură, asta e varianta lui cea mai bună, dar e un personaj care încearcă să se controleze și să facă doar ce vrea, doar ce vrea el. Cu această nouă de cupe, posibil să aibă această tendință să se gândească doar la satisfacțiile personale, dar iată că a apărut, interesant, o energie feminină. Nu e la fel de, în aparență, autoritară ca acest împărat, nu este la fel de tradițională, ba este netradițională. Această energie feminină oferă emoții, oferă comunicare emoțională și probabil că îl determină pe împărat. Cine e această energie masculină în control
sau tradițional, sau cu responsabilități familiare, profesionale, de club, cum vreți voi. Îl îndeamnă într-un fel sau altul. Așa îl văd pe acest cavaler de cupe. E o energie feminină, vedeți? Ce drăguț, ce impui, ce drăguț, ce interesant. Dar această energie feminină, păcăleala este că această energie feminină se iubește, nouă de cupe. Puteți să fiți voi, poate să fie altcineva. Această energie feminină se iubește. Și dacă oferă emoții, oferă deschidere, oferă din prea plin. Ceea ce împăratul are și el de toate, dar e obișnuit să nu ofere. E o mare diferență. Are și el de toate, are prea plin, dar nu oferă. Ține în control, vedeți? Nouă de cupe se poate referi și la împărat, se poate referi și la cavalerul de cupe. Eu așa vă văd. Ideea este că împreună, totuși, dacă personajul care este mai rigid renunță la egoism și se deschide un pic, puteți să ajungeți, puteți împreună să fiți un cuplu fericit. Asta pentru că poate cel care are tendințe să ofere mai mult, învață de la celălalt, de la împărat, care este în general în control, să se mai rețină, să nu ofere chiar oricui orice, și celălalt care este în această energie, cum să-i spun? Constrictivă, să zicem. Da? Învață și el să mai ofere. Ideea este că în prezent aveți 2 de spade, 6 de bâte și 3 de monede. Trebuie să... nu e 2 de spade. Tot timpul când văd cartea asta zic pentru că are 2 spade. De fapt este valetul de spade. Posibil, pentru că sunt 2 spade, aveți de ales. De aveți de ales în această perioadă două tipuri de comunicare, secretă sau directă. Interesant pentru că aveți aici secrete. Și am discutat despre această tendință ambilor, unul din motive intuitive, spirituale, celălalt din motive de control. Niciunul, nici celălalt nu exprimă emoțiile, sau mai bine zis, nu emoțiile, unul exprimă emoțiile, dar le exprimă probabil prea vag, nu suficient de concret pentru celălalt. Și celălalt nu exprimă. În fine, sper că înțelegeți. În prezent, aveți de ales, că tot am citit ca și când ar fi 2 de spade, aveți de ales între două feluri de comunicare, repet. În secret, să studiați, să urmăriți, sau în direct, să comunicați ce aveți de, eu știu, ce simțiți, ce gândiți. Ideea este că da. Dacă aveți în prezent posibilitatea, oportunitatea să colaborați cu cineva la locul de muncă, să aveți parte de un succes, să atrageți atenția. Evident că nu puteți în această energie de umbră, cu această spadă în umbră, cu acest fel, să zic, de a fi mai secretos. Când vrei să colaborezi cu cineva, trebuie să fii direct, da? Trebuie să exprimi corect ce vrei să creezi ca să poți să manifesti victorie. Acum poate să fie energia altei persoane care până acum v-a urmărit. Interesant! Până acum v-a urmărit și acum vrea să comunice cu voi. Vrea să aibă reușită cu voi, vrea să aibă succes și vrea să colaboreze cu voi. Poate să fie energia altei persoane care până acum, repet, nu a comunicat. În viitor, se pare că dacă acceptați această colaborare, puteți să manifestați un nou capitol în viața voastră. Puteți avea parte de abundență, că ia uitați ce urmează, 10 de monede, da?
Dar această abundență va veni într-adevăr destul de greu, cavalerul de monede, cu multă muncă din partea persoanei care nu s-a implicat până acum pentru a fi în parteneriat cu o persoană independentă. Acum, hai să explic. Care ideea? Că poate nu s-a înțeles suficient de bine. Dacă voi în această perioadă vă concentrați pe victorile voastre și colaborările voastre și reconstrucția voastră, veți ajunge la independență, nouă de monede. Dar pentru asta cu răbdare și muncă și consistență. Posibil și un proiect să fie colaborare cu cineva peste hotare sau online, posibil și asta. Ideea este că odată ce veți ajunge la independență, știți voi, independența asta sau senzația de independență, de abundență, variază de la om la om. Însă în momentul în care voi sunteți bine, atrageți și oameni care vă doresc alături, vor să muncească pentru că vă apreciați, pentru că vă apreciază și puteți depăși acest stadiu. Adică să aveți parte de un prea plin financiar, de un succes deosebit, eu știu, sau de un parteneriat stabil. Variază. Pentru că 10 de monede poate să semne succes excepțional din punct de vedere financiar sau o relație de lungă durată, stabilă. Inclusiv familie, dar repet, nu vreau să vă creez prea multe iluzii. Ce ar mai fi? Hai să mai și clarific. Da, cineva vrea să vină să vă cucerească, ori voi vreți să cucereți pe cineva, pe o persoană independentă. Scuzați-mă. Pe care o considerați meritoasă să vă fie alături. Dar asta dacă rezolvați problema comunicării. Dacă scoateți sabia din teacă. Acum văd că de fapt o teacă, nu sunt două sabii. Da, dacă se comunică corect și dacă cine nu s-a implicat la modul practic în această relație, atracție care este între voi și, eu știu, voi știți la cine vă gândiți, da? Cine nu s-a implicat să se implice de acum încolo. Pentru că până acum cineva a fugit de reciprocitate, dar este conștient, conștientă că trebuie schimbată atitudinea. Hai, ia clarificăm. Hai să și clarificăm. Clarificăm valetul de spade. Iată. Asta este. Reciprocitatea. Cineva trebuie să comunice echilibrat, să ofere ajutor, susținere, iar comunicare, 8 de bute. Să lăsați stagnarea care a fost între voi din cauza că nu s-a exprimat concret ce se vrea și să comunicați direct, plin de pasiune, plin de creativitate. Ia, mai dăm o carte. 6 de bute. Sper că m-ați înțeles. 6 de bute. 7 de bute și regina de bute. Interesant. Dacă vreți să cucereți pe cineva, să știți că va trebui să vă folosiți întregul arsenal. Pentru că persoana pe care vreți să o cuceriți, am zis, se iubește, se cunoaște, își
Știți calitățile și nici nu se dă pe oricine sau pentru oricine, da. Așadar, ar putea acest personaj, dacă vreți să cuceriți o doamnă, domnilor, să fie oarecum defensiv, tocmai pentru că este în putere, dar cu atât mai mult, e o provocare, nu? Mi se pare normal. Adică, e fain când nu-ți iese din prima, te obligă situația, proiectul, personajul cu care ai de-a face să te depășești și să crești. Pe de altă parte, doamnelor, dacă a fost un personaj egoist care nu s-a implicat și nu a comunicat, blocați-i și vedeți-vă de proiectele voastre și de creșterea voastră financiară, spirituală, energetică. În fine, păstrați-vă încrederea. Clarificăm 3 de monede. Prezent. Oh, da. Pentru această colaborare trebuie să vă luptați. Că nu contează ce fel de colaborare, trebuie să vă luptați. Aveți concurență, într-adevăr. Aveți concurență. Stai. 5 de bâte înseamnă și creativitate. Trebuie să fiți foarte creativ, trebuie să fiți foarte combativ, trebuie să aveți încredere în voi, în orice fel de colaborare aveți de manifestat în această perioadă. La capătul setului de cărți, eremitul. Trebuie să ieșiți din confuzii. Aveți opțiuni, într-adevăr, dar alegeți-vă una pe care o explorați la maxim. Clarificăm lumea în viitor. Interesant. Wow! Împărăteasa și aveți împăratul, 6 de spade și 2 de monede. Eu aș spune așa că de fapt e invers. 2 de monede, 6 de spade și împărăteasa. E un nou capitol în care renunțați la relațiile de dute vino și vă concentrați pe abundența voastră, doamnelor. Eventual s-ar putea ca cineva să renunțe la această tendință de a jongla între două situații, între job și relații. Deși poți, adică dacă ești în echilibru, nu mai e jonglerie, da? Normal, trebuie să faci față și relației profesionale și unei relații sentimentale, pentru că nu poți să te concentrezi pe o singură, da? Relație. Dar dacă ești în echilibru, nu, ba prea mult iubirii, ba prea mult profesiei, nu, trebuie să fii în echilibru. Așadar, dacă cineva până acum nu a fost în echilibru, vrea să renunțe la această tendință dezechilibrată, să zicem, și să meargă înspre abundență și înspre partenerul său divin. Nu? Eu văd aici pe cineva care a ales în viitor, de fapt. De fapt, cred că în prezent ori voi veți alege să mergeți înspre flacăra voastră geamănă sau înspre partenerul vostru divin, ca să zic mai clar, neapărat flacărea voastră geamănă, împăratul și împărăteasa și 10 de monede. Ia clarificăm 10 de monede. Aha, interesant, că a fost setul de cărți. Clarificăm 10 de monede în viitor. 2 de spade și 3 de bâte. Mai nu carte. 4 de cupe. Da, dacă vreți să colaborați cu persoană care vă considerați că este potrivită vouă, puternică, împărat, împărăteasă. Astea sunt cele mai puternice energii din punct de vedere feminin și masculin, da? A zis, acest personaj vă va pune să vă luptați. Și fain, e fain. Până la urmă, dacă îi faceți o propunere, hai să, eu știu, să fim, nu știu ce, parteneriat, va trebui
cred că o să vă refuze o perioadă. Dacă vine propunerea prea repede, prea... Da. Așa văd. Dacă vreți să vă căsătoriți cu acest personaj, s-ar putea să vă refuze. Ideea este că puteți să construiți ceva de lungă durată, cavalerul de monede, puteți să munciți alături de acest personaj, dar acest personaj își dorește independența și eu nu acuz cu nimic pe nimeni când își dorește independența, mai ales dacă aveți de-a face cu flacără geamănă, pentru că flacărele gemene, dragii mei, nu trebuie să fie musai căsătoriți. Ca să aibă parte de abundență, de spor, de succes, de... Misiunea lor spirituală nu este... Nu se manifestă, sunt prea sus față de aceste obiceiuri banale, căsătorie, contracte, da? Sunt prea sus. Ca să rămână fixați în contracte. Așadar, dacă cineva alege să fie independent, e ok. Asta nu înseamnă că nu puteți să aveți succes, asta nu înseamnă că nu puteți să creșteți împreună. Am zis, e cineva care se iubește și are încredere în ea, în ea, în ea. Și atunci acest, eu știu, cel care este mai tradițional, în aceste de cărți așa apare sub forma energiei masculine, trebuie să învețe să se lupte, trebuie să învețe să accepte și dorința celuilalt sau celeilalte. Nu știu. Legătura dintre voi există. Pasiunea dintre voi există și va exista. Veți ține în continuare unul la celălalt. Nu trebuie musai să fiți în contract, repet. Deocamdată așa văd cărțile. Vom vedea ce mai fi. Dar în această perioadă, ca să concluzionăm, pentru că acesta este prezentul. Pentru orice proiect ar fi, că vine cineva care își dorește să ofere reciprocitate, să vă ajute financiar, să vă susțină, 6 și 3, da? Acest personaj va trebui să se lupte. Nu de alta, dar dacă a avut niște tendințe mai egoiste în trecut, va trebui să se lupte, să arate că într-adevăr îi pasă, nu e așa o chestiune trecătoare. 2. Dacă voi vreți să vă echilibrați viața și să manifestați un succes, iar trebuie să știți să puneți granițe personale în fața unora și să aveți încredere în abilitățile voastre de a vă cuceri destinul, reconstrucția financiară, abundența. Sunt energii foarte puternice aici. Uf, n-a picat. Interesant. Găsește un echilibru și apare și aici balanța. Poate că are legătură. Da. Dar găsiți un echilibru, un fel în care colaborați. Găsiți un echilibru. Unul vrea musai să-l aibă pe celălalt. Și celălalt e foarte independent, să știți. Și cred că cine vrea să aibă celălalt independent este împăratul. Da? Pentru că o vede pe partenera sa foarte puternică. Dar tocmai pentru că e foarte puternică, este și provocat să... Da. Colorați... Ah, nu. Colorați-vă. Ei, eu vreau să zic colorați-vă emoțiile, dar de fapt era calmați-vă emoțiile. Cool your emotions. Calmați-vă emoțiile. Asta înseamnă să fiți un pic în echilibru. În abordarea, eu știu, situației. Acum, că poate nu o fi o chestiune romantică, poate o fi o chestiune doar de job. Fiți în echilibru. Și aveți încredere în voi. Scuzați-mă. Mesaj.
pentru numărul 2. Nu vrea să vină un mesaj? O dată, de două ori, de trei ori. Liliac, ce frumos! Primele emoții de dragoste. Dragostea este un magician care trage omul din pălăria sa. Ce drăguț! Nu mă uita! Interesant, probabil că a fost o tăcere. S-a văzut că a fost o tăcere, da? S-a văzut, nu, undeva a fost, am văzut și tăcerea. Da, cineva nu vrea să uite. Nu vrea să fie uitat, de fapt. Nu mă uita, eternal memories. Frumos. Da. Frumos. Vedeți și voi ce vă luați din aceste mesaje. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Păstrați-vă echilibru și, dragii mei, independența. Independența este foarte importantă. Cei care ați ales numărul 3. În timp ce am amestecat, a venit spânzuratul. Stați pe loc, dar nu stați pe loc. Trebuie să găsiți o nouă perspectivă și să alegeți. Să alegeți să vă eliberați de... Of! De un rege de monede foarte toxic. De un rege sau de o poziție. Poate sunteți într-o căsătorie toxică. E o iluzie. Aici sunt tot timpul conflicte. Dacă nu e căsătorie, poate să fie un personaj important, de o anumită poziție profesională, financiară, tradițională, da? Față de care ați avut o atracție, ați avut impresia că este tot ce v-ați dorit, dar au apărut conflictele mentale, jocurile mentale, energia toxică, da. Ei, eliberați-vă. Probabil încă nu v-ați eliberat de acest personaj și stați încă pe loc. Stați pe loc pentru că nu v-ați găsit încă, nu știu, noua perspectivă. Cavalerul de monede. Ia, am o vestuță. Și mai sar fire de blană. Hai să vedem numărul 3. Lună plină. Lună plină, lună plină. Sunt un pic răcituță. Muncă, muncă și iar muncă. Numărul 3. 5 de monede, vă simți, v-ați fost părăsiți, lumea, la distanță, cavalerul de cupe. Temperanța în prezent e fain, asul de spade și mai fain în prezent, regele de monede. Sper că nu e același pe care l-am văzut mai devreme. 10 de cupe, mare grijă, 5 de spade și regina de cupe. Asta e. Lăsați în urmă, un personaj pe care îl știți din copilărie sau din trecut, 6 de cupe, este un ex cu 6 de cupe și diavol, este un ex, un fost, o fostă, care a venit foarte greu, care nu s-a, adică s-a implicat foarte greu, foarte greu. Lăsați. Faetonul, mergeți către stea, către vindecare, către creștere spirituală, o să clarificăm și cărțile. Dar în trecut aveți 5 de monede, cineva v-a părăsit. Poate ați avut și probleme financiare, dacă sunteți plecați peste hotare. Poate ați avut probleme financiare sau probleme de sănătate sau ați avut probleme, plecați în străinătate departe și ați comunicat cu cineva, probabil cavalerul de cupe, ați încercat să vă îndulciți viața, dar dar ați văzut că n-a fost ce v-ați dorit. Acum, în prezent, trebuie să vă concentrați pe stabilitatea voastră financiară. Este energie masculină, trecând peste ce am văzut mai devreme, regele de monede puteți să fiți voi. Nu mai căutați regi de monezi, deveniți voi, chiar dacă sunteți femei, da?
Investiți în profesia voastră și ce înseamnă regele de monede? Nu înseamnă doar abundență ca regina de monede, ci înseamnă și un statut profesional, autoritate, înseamnă niște cursuri de perfecționare, înseamnă un master, înseamnă un anumit grad în jobul pe care îl aveți, adică nu înseamnă doar să aveți bani și stabilitate, regina de monede, repet, regele de monede este cu mastere, cu doctorate, cu o autoritate. Așadar, echilibrați-vă, temperați-vă, găsiți-vă adevărul, ideea, direcția și creșteți financiar pentru unii dintre voi că ați avut probleme financiare. Acum rămâne să clarificăm. Rămâne de văzut dacă cineva vine să vă ajute. Dar eu vă dau sfatul acesta de la mine, experiență. Fiți o autoritate măcar într-un domeniu. Măcar într-un domeniu. Că-l practicați, că nu-l practicați, fiți o autoritate măcar în domeniu. Pentru cine are urechi de auzit. Repet, nu este suficient în viață doar să ai bani, ci să dai tot ce ai mai bun, măcar într-un domeniu. Acum, temperanța, asul de spade, poate unii dintre voi aveți o revelație, poate, poate. Dar o să clarific. Frumos ar fi să vă eliberați din punct de vedere karmic de oamenii care v-au fost v-au jucat din punct de vedere mental. Trebuie să mergeți către vindecare, temperanța și regina de cupe. Rămâne de văzut ce acest, nu-mi place mie 5 de spade. 50 de cupe pe care le-am văzut mai devreme. Hai totuși să clarificăm. Clarificăm 5 de monede în trecut. Prea multe de am văzut lumea. Niște secrete sau frica de emoțiile. Frica de emoție ale cuiva. Frică este și la diavol. Și diavolul reprezintă frică. Între voi și cineva a fost o atracție foarte, foarte intensă. Și am spus, frica de această atracție l-a determinat pe celălalt, voi sau cealaltă persoană, să se analizeze și să tacă, să contempleze, să mediteze. La decepțiile anterioare, la decepțiile posibile, la multe. La capătul setului de cărți, împărăteasa, șasul de monede. S-ar fi putut crea o relație abundentă, o relație de lungă durată, s-ar fi putut, dar cineva nu a îndrăznit. Și din cauza că n-a îndrăznit, a provocat, da, nu pare să fi îndrăznit. Clarificăm și lumea. Probabil că ați încheiat capitolul, într-un fel sau altul, dar hai să mai vedem. Sau să fie o distanță între voi și acest personaj. Am zis bine, am încheiat? Da. Ați încheiat capitolul cu acest personaj. Și ați plecat, să zic, optimiști înspre reechilibrarea voastră financiară, reechilibrarea voastră, vindecare. În prezent sunteți în vindecare față de un personaj din trecut. Un fost. Clarificăm totuși prezentul, temperanța, clarificăm temperanța, în prezent aveți temperanța, echilibrați-vă emoția și energia și spiritul și focul și pasiunea,
9 de monede. Aici este. Temperați, vă rămâneți independente, în mod special, out of box, în afara cutiei, în afara contractelor, în afara... gratiilor. Și când mă refer la gratii, mă refer la relații care vă țin pe loc. Temperați-vă și fiți, bucurați-vă de independența voastră. Bucurați-vă de independența voastră. Lucrurile se vor schimba. Voi concentrați-vă pe munca voastră, pe independența voastră, pe vindecarea voastră. Lucrurile se vor schimba. Ce nu vedeți? Că cineva vă așteaptă de la drum, dar trebuie să aleagă. Să aleagă să muncească sau să aleagă să stea. Clarificăm asul de spade. Ah! 8 de cupe. Aici este. Aici este adevărul. Eliberându-vă de energiile toxice din trecut, mergeți către 9 de cupe, către dragoste față de voi. Dar ar putea să fie și adevărul altcuiva. Ar putea să fie și, da, adevărul altcuiva. Hai, mai dăm o carte. Dacă voi ați părăsit, interesant că vine exact aici, dacă voi ați părăsit pe acest personaj care v-a creat confuzii, iluzii, conflicte interioare, conflicte mentale, poate să fie lupta între gândurile voastre. Da? Posibil acest personaj să aibă, rămâne de văzut, să înțeleagă lucrurile. Dar hai să vedem, mai dăm o carte, ceasul de spade și 8 de cupe. Și unde vrea să meargă 6 de spade? Da, e o căsătorie, e o familie, sunt niște chestiuni aici. O tăcere din cauza unor chestiuni care țin de familie, de bani. Dar mai dăm o carte, 6 de spade, unde merge? Repet, ar putea să fie trezirea cuiva. Interesant, vedeți, asul, deci 4 de spade are un as de spade nemanifestat. E undeva în trecut. Dacă cineva nu a comunicat cu voi că 4 de spade a remit o variantă mică, din cauza că s-a simțit foarte atras, foarte tentat în afara căsniciei sau în afara tradițiilor sau în afara posibilităților lor, nu apărat tradiție și familie, în afara posibilităților lor, voi între timp ați încheiat treaba, că v-ați dat seama, măi, nu se merită, și posibil acest as de spade să fie ce au descoperit în prezent, să fie descoperirea lor după o perioadă de tăcere, de meditație, la care s-au gândit, au analizat. Da, ia hai să vedem unde merge 6 de spade. Interesant. Vor să investească cu răbdare. Dacă voi vă vindecați și rămâneți independente, posibil acest personaj să vrea să vină să se trezească, da? Să se trezească, să vrea să comunice, brusc, odrom-trom, de ce zic eu brusc, nu știu, dar o fi, brusc, nu știu, așa. Și să spună, să lase norme. Sunt două cărți care arată eliberare emoțională și mentală de un trecut neplăcut, de un trecut confuz și să-și dorească, eventual, acest personaj, pentru unii neobligatoriu, să investească în relația cu voi. Pentru că își permite, pentru că poate. Pentru că poate. Și nu doar că pentru că poate, dar pentru că și voi meritați. Pentru că nu stați după ajutorul lor, nu... Voi vă vindecați și creșteți financiar, emoțional, spiritual. Sunt două cărți care reprezintă Jupiter aici. Nu, pentru mine înseamnă Jupiter. Și temperanța reprezintă Jupiter, profesorul benefic. Investiți în creșterea voastră spirituală, profesională, cum a zis mai devreme, și vor... interesant, tasul de cupe. Și veți primi adevăr și dragoste. Fără să vă mai luptați, vor veni pe tavă. Ce sunt pe tavă? Vi se vor oferi. Aici este. În momentul în care renunțați, let go, moartea, la acest capitol, un alt capitol se va manifesta, dar sub o altă energie. Eventual, mai puțin toxic, ar fi frumos.
Interesant. Oh, interesant. Chiar foarte interesant. Acest personaj s-a abținut, eventual. E o distanță între voi. E o distanță. E o întâlnire karmică eventuală la locul de muncă, dar nu obligatoriu al unuia dintre voi. Dar acest personaj s-a abținut, s-a controlat. S-a controlat și a controlat tendința, atracția. Da? Și l-a controlat. Și în această meditație, în această tăcere, a înțeles că de fapt nu este doar atracție. Este mai mult, sunteți suflete perechi, sunteți o dragoste profundă. Asta a înțeles. Evrica! Yes! Și atunci, din acest motiv, vrea să investească. Cine acest personaj? Nu vă fixați pe zodii? Că dacă vă fixați pe zodii, vă păcăliți. Vă zic ca să înțelegeți. Regele de monede. Clarificăm regele de monede. Ia uite. Personajul care a tăcut. Eremitul, varianta mică, varianta mare, da? Dar care vrea să schimbe energia. Ups. Ia să vedem. Mai dăm o carte pe Eremit. Foarte analitic. Posibil cu marcaj în fecioară, dar nu obligatoriu. Sau un taur, dar nu obligatoriu, poate să fie orice altă zodie. Marcaj, repet. În prezent. Interesant. Iar, deci înseamnă, aici este, vedeți? Rămâne de văzut dacă va comunica. Ideea este că în prezent acest personaj ajunge, nu ajunge, își găsește niște răspunsuri pe care le va ține în continuare în secret, dar undeva acolo în mintea lor este dorința de a lucra 7 și cu 1, 8 pentru a fi împreună. Ia mai dăm o carte. Pentru că oricum acest mesaj există, dar mai vreau o carte. Bună. Pentru că încă sunt niște conflicte. Acest personaj vă regretă, ține foarte mult la voi, regretă și e și foarte, foarte gelos, mai ales dacă sunteți independente și vă vindecați. Uf, mai dăm o carte. Dificilă personalitate. Dificilă personalitate. Ah, împăratul! Ce ține secret? Faptul că este un personaj care se controlează foarte mult. Vrea să aibă totul în control, eventual. Și vrea să fie, da, vrea să fie un personaj stabil, dar rămâne de văzut în cât timp se va manifesta. Ideea este că în această perioadă, acest personaj cred că are legătură cu cel de aici. Deocamdată, cum arată cărțile, ar putea să fie o trezire a acestui personaj. Simplu, banal, cu tendințe toxice, care în momentul în care v-a întâlnit a avut impresia că sunteți mai cine știe ce tentație, când de fapt nu erați tentație, erați trezirea lor. Înțelegeți? Nu erați tentație. Este frica lor. Care, deci, prin ochelarii aceia nu erau roz, ochelarii, să zic, negri, în care nu vezi dragostea, o vezi ca fiind o tentație. Acest personaj să se trezească, să-și dorească să manifeste energia sa divină, protectoare, nu plină de frică, de obsesii. Da, are tendința să controleze, dar hai să mai vedem. În viitor 10 de cupe, clarificăm 10 de cupe. Că voi trebuie să rămâneți în energia voastră, reginelor de cupe, preîmpărătese, da? Trebuie să vă vindecați și să vă păstrați sufletul. Frumos. Hai să vedem. Ce era asta? Asta e. Cineva vrea să o ia de la zero. Și să manifeste o relație frumoasă, fericită. Să manifeste reciprocitate. Să vină să vă cucerească. Interesant. Clarificăm 5 de spade. Stai să vedem. Și restul ca să vedem. 5 de spade. Opa! 5 de spade, justiția și... Interesant. Justiția. Justiția ține de... Poate că...
Justiția pentru mine înseamnă și căsătorie. Posibil cineva s-a gândit foarte mult. Eu am senzația că este acest personaj din viața voastră. Dacă sunteți voi care vă gândiți foarte bine, ok, sunteți voi. Dar am senzația că vorbesc de un personaj din trecut. Care, repet, a tăcut, de care v-ați separat și acest personaj are, pentru că a venit, iată, are această trezire spirituală. Da, spirituală. Că trebuie să lase în urmă trecutul, energiile negative și să meargă să investească corect, cu răbdare, cu răbdare, în control. Ori voi, ori ei, justiția înseamnă și căsătorie, dar și separare. Vă separați de niște persoane conflictuale și investiți în muncă și în creșterea voastră financiară, ori acest personaj se separă de o căsnicie, de un contract, de niște oameni cu care a avut karma, să zic, foarte conflictuali mentali, poate chiar de conflictele lor personale, mentale, ca să se echilibreze în muncă, ca să manifeste, să zic, darmă, nu karmă, prin muncă, 7 și cu 1, 8, da? Muncă, transformare personală și a relațiilor pe care le manifestă. Ia, clarificăm și Regina de Cupe. Și imediat vă mai dau încă o variantă. Regina de Cupe, te rog frumos, clarificăm. Uf, asta nu știu când a apărut. A apărut la un moment dat. Regina de Cupe, Valetul de Cupe. Probabil că la un moment dat aceasta este trezirea lor, personajul care încă în trecut nu a manifestat asul de spade, îl manifestă acum în prezent. Așa, în timp ce am amestecat, am văzut... A apărut 2-4 de băte. Asta spune că pentru unii posibil să aveți de-a face cu o flacără geamănă care se trezește în paralel cu vindecarea voastră și manifestarea independenței voastre. Deci voi aici sunteți, doamnelor, eventual, și ei sunt aici, se trezesc și își dau seama că trebuie să fie altfel, să fie în controlul vieții lor, dar într-o altă formă. Nu forma tradițională, ci o formă evoluată, intuitivă. Pentru că înțelege diferența între încerc să formulez. Dorința de a fi în control financiar în mod tradițional și dorința de a fi în control și în autoritate, mai bine zis, nu control, autoritate, din punct de vedere spiritual sau cu o minte trează, neapărat spiritual, cu o minte trează, care a înțeles niște răspunsuri. Posibil că dacă au fost căsătoriți, dacă, am văzut și varianta asta, să facă diferența între contractele toxice în care se ceartă și munca în relație și munca personală de creștere personală. Ideea este că acest personaj va veni la un moment dat cu niște scuze față de regina lor. Ce sunt față de regina lor? Da. Va veni cu niște scuze și nu doar cu niște scuze. Interesant că sunt două cupe, da? Două suflete perechi. Am văzut și mai devreme două suflete perechi. Își dă seama că a fost oarecum imatur emoțional. Cealaltă persoană a fost matură emoțional. Da? Aici este un personaj matur care se echilibrează emoțional și fizic. Da? Așa vă văd eu pe voi, reginelor de cupe, eventual. Și își va dori, cineva își dorește căsătorie,
Da, știți cum e? Una e ce își dorește și alta e ce mai reușește să manifeste. Își dorește să o ia de la zero, își dorește să manifeste căsătorie și văd că apare o mamă cu un copil. Poate că vă dorește să fiți soția lor și să aveți un copil împreună. Eu, pe mine nu mă dau pe spate genul ăsta de dorință, dar o transmit, că o fi dorința cuiva. E o separare acum. Este o separare care se va mai manifesta o perioadă, repet, dar în această perioadă energia masculină se trezește, dacă voi investiți în vindecarea voastră energiilor feminine, divine, dacă aveți de-a face cu o flacără, da, posibil, să aveți de-a face cu flăcări gemene, dar cu un personaj care se trezește. Personaj care se trezește. Și probabil că, într-un mod neașteptat, va dori să ofere reciprocitate și pasiune. Și o relație stabilă. Asta arată cărțile. Însă, hai să mă zic, în prezent, în prezent, voi concentrați-vă pe vindecarea voastră, investiți voi, eliberați-vă de energiile toxice și investiți voi în autonomia voastră fizică, spirituală. Analizați-vă și voi fricile, investiți și voi în trezirea voastră spirituală. Asta ca să nu mai vorbim de o altă persoană, vorbiți de ceea ce aveți voi de făcut. Și puteți manifesta idealul acesta de fericire absolută la un moment dat, dar important este ca voi să vă găsiți echilibru în voi, stabilitate, autonomie, vindecare. Da? Și iar să vă separați de oamenii care v-au jucat mental, de dușmani, de invidioși și să investiți în creșterea voastră personală, muncă, să vă descoperiți noi abilități, noi abilități. Și uite așa, vă atrageți un suflet pereche care vă apreciază, un suflet pereche care vă vede. Am zis că am schimbat un pic mesajul, că trebuie să mai și schimb mesajele. Eventual, vă veți atrage un suflet pereche care vă va oferi relație stabilă și fericită. E o carte care a apărut la un moment dat. Apare interesant, a apărut iar balanța ca la numărul anterior, dar mai vreau un mesaj, un sfat. Lună plină. Ce este? Onorați-vă emoțiile. Apropo de lună, onorați-vă emoțiile. Și e și lună plină. Dar emoțiile care sunt în echilibru și care sunt înalte, cu temperanță, onorați-vă, vindecați-vă. Și rămâneți modești. Detoxifiere. Detoxifiere, iar apare aici cu 8 de cupe și 6 de spade. Detoxifiere. Aici este, onorați-vă emoțiile. Nu considerați că dacă n-ați avut parte de fericire, este un ideal, este o chestie, un ideal este frumos, nu, este o iluzie, vreau să zic, nu, un ideal este pe care îl puteți manifesta în momentul în care vă eliberați de energiile toxice și vă vindecați. Și sunteți în control, în controlul vieții voastre. Hai să mai vedem alte mesaje. Playfulness. Fiți jucăuși. Interesant. Curcubeu și mesaje. Curcubeu avem și aici. Posibil că cineva să spere. Ideea este ca voi să sperați, să vă păstrați credința. Dar asta o veți manifesta doar prin vindecare și echilibru. Asta am pus-o ca să mi-aduc aminte că trebuie să fiți grădinari. Apropo de 7 și de 9 de monede, grădinarii vieții voastre. Acolo trebuie să investiți, iar apare, da? Ia a doua oară când apare acest mesaj.
Când plouă, uită-te după curcubeu. Când este întuneric, uită-te după stele. Ce frumos! Dacă a fost întuneric, uitați-vă după stele, după speranță, după vindecare. Și la fel după ploaie, după suferință, după lacrimi. Uitați-vă după speranță, că știm că ăsta este mesajul principal al curcubeului, da? Foarte frumos. Investiți în voi și rămâneți jucăuși. Și veți atrage un suflet pereche care vă apreciază. Eventual, se manifestă trezirea bărbatului divin din cineva, din flacăra voastră geamănă. Cam atât, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!